M-am simțit a nimănui. Gina Pistol a vorbit despre cel mai traumatizant moment al vieții sale, ținut secret până acum. Vedeta a trăit un coșmar când părinții au divorțat. Ajunsese în grija unei necunoscute, era agresivă. Gina Pistol, cu lacrimi în ochi, a vorbit despre drama vieții sale, momentul când părinții ei au divorțat. Ce i s-a întâmplat atunci? Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, cu o viață și o carieră la care multă lume visează. Are 42 de ani și se laudă cu o familie și o evoluție profesională de excepție, doar că ascunde și o parte mai întunecată a vieții. Gina Pistol, marcată de divorțul părinților. Deși aparițiile sale sunt mai mereu cu zâmbetul pe buze și optimiste, acum soția lui Smiley a uimit pe toată lumea cu povestea sa de viață. Ce nu știu mulți dintre cei care o admiră pe vedetă este faptul că aceasta, în perioada copilăriei, a traversat momente care au marcat-o profund, atât de tare, încât acum, vorbind despre cele întâmplate, i-au curs lacrimi amare pe obrajii. În podcastul moderat de Mihai Morar, Gina Pistol a vorbit despre divorțul părinților și starea sa de la acel moment. Stare care o afectează și acum, căci copilul din ea încă se simte abandonat și nesigur pe cei din jur. Și asta pentru că la acea vreme, părinții, care ajunseseră să se judece pentru custodia ei, o lăsaseră în grija unei necunoscute. O femeie despre care acum fosta prezentatoare spune că era agresivă cu ea, fapt că îi întărea starea de anxietate de la acea vreme. Dar chiar și așa, timpul care a trecut a făcut-o să înțeleagă că nu a fost o clipă uitată de părinți ori neiubită, dar, dacă ar putea, s-ar întoarce în timp și i-ar oferi copilului interior toată compasiunea de care atunci avea nevoie. M-aș reîntoarce la mine, copil fiind. Pentru că au fost momente în viața mea când, oftează. Ai mei se despărțiseră. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu ai mei nu am vorbit, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea și m-a dus cumva la o doamnă, nu știu cine femei aceea, înțeleg că între timp a și decedat, și nu mi-a explicat nimeni ce mi se întâmplă atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui. Nu a venit nimeni să-mi spună, mie, copilului, băi, părinții tăi se judecă, e ceva normal. Dar nu înseamnă că nu ești iubită. Femei aceea era puțin agresivă. Mama nu m-a bătut niciodată, cred că o singură palmă mi-a dat. Dar femei aia era puțin agresivă, pentru că ea, la rândul ei, avea niște probleme. Atunci da, m-aș întoarce la mine copil și m-aș îmbrățișa. Atât. Ăla ar fi singurul moment, a spus Gina Pistol, în podcastul lui Mihai Morar.